Leșurile unui porc mistreț și a unui căprior au fost găsite în pădure lângă Crocna, județul Arad. Animalele au fost vânate în afara perioadei legale. Este vorba, se pare, de mai multe persoane care ar fi participat la o partidă de vânătoare într-o pădure aflată în apropierea localității Crocna. Partida de vânătoare a fost stricată de un echipaj de jandarmi din cadrul detașamentului de jandarmi Sebiș. Jandarmii au dat în pădure peste un autoturism de teren care și-a schimbat brusc direcția când i-a văzut. Echipajul de jandarmi nu a reușit să ajungă din urmă autoturismul de teren, însă au descoperit leșul unui porc mistreț și a unui căprior. Ulterior, aceștia au întocmit actele de sesizare necesare organelor de urmărire penală. Ancheta în acest caz a fost preluată de IPJ Arad în vederea identificării persoanelor implicate în acest dosar. Polițiștii efectuează cercetări pentru că cele două animale au fost vânate în afara perioadei legale de vânătoare.